O zi din viața satului de odinioară a fost pusă în scenă la Casa Universitarilor din Craiova, printr-o nouă ediție a evenimentului Dolciul în Bucate. Proiectul, inițiat în anul 2014 din dorința de a reface imaginea gospodăriei oltenești, a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Consiliul Județean Dolj și în colaborare cu Universitatea din Craiova. Inițiatorii își propun să-i apropie pe tineri de lumea satului tradițional și, în același timp, să-i pună în valoare pe gospodarii comunităților rurale, cei care și-au asumat responsabilitatea conservării și promovării identității locale. Universitatea din Craiova și-a asumat, prin statutul ei, trei misiuni fundamentale. Alături de formare, o primă misiune, formare profesională a viitorilor specialiști, cercetare științifică, dezvoltarea cunoașterii la nivel general. O a treia direcție de acțiune este legată de promovarea educației, culturii, ridicarea nivelului de civilizație a regiunii în care trăim. Vrem să fim o placă turnantă pentru coagularea tuturor eforturilor, tuturor capabilităților, tuturor instituțiilor care pot să promoveze cultura, în cazul de față, tradițiile acestei zone, zona Oltenia. Suntem deosebit de bucuroși să fim aici cu toții, suntem deosebit de bucuroși că este un proiect care se dovedește viabil, e deja, din câte înțeleg, din 2014 a fost lansat, deci este, iată, probabil la patra ediție sau la cincea ediție, da? Și suntem foarte bucuroși că aici, vizitatorii, cei care sunt prezenți, vor putea să vină în contact cu o colecție specială pe care Universitatea din Craiova o deține, grația unui proiect coordonat de colegii noștri de la Facultatea de Litere și pe care o să vă invităm să o vizitați. Este vorba de, din nou, de tradiție, de etnografie, de folclor, de păstrarea unor tradiții vechi din această regiune. Au răspuns pozitiv la cerința celor de la Centrul de Creație, pentru că o mare parte din ei provin din mediul rural și implicit s-a reactivat un pic în ei orgoliul tradițional, orgoliul personal și au venit cu mic mare la acest eveniment destul de important pentru Centrul de Creație, Dolciul în Bucate. Copii, studenți, nu numai din Dolj, dar și din celelalte zone ale Olteniei, pentru că a fost și un pic de orgoliu între ei, cine are o mâncare mai bună decât celălalt sau cu gust specific zonei pe care o reprezintă. Studenții facultății noastre de litere, atât studenții de la română, limbă străină sau cei de la jurnalism, au chiar în cadrul curriculor lor de învățare, au și materii care au legătură cu acest eveniment, materii care țin cont de tradiție, de identitate prin cursuri de etnologie românească sau mass media și cultura populară. Au răspuns, cum v-am zis, pozitiv, sunt activi, iar voluntariatul începe să devină un fel de meserie. Sunt destul de receptiv la orice eveniment pe care noi încercăm să-l creăm în parteneriat cu alte centre de creație sau alte instituții din Oltenia. Deci să înțeleg că încercați să duceți cumva tradițiile noastre mai departe. Da, pentru că ei, pe lângă partea teoretică, ar trebui să știe că totul este și foarte aplicat și această identitate culturală trebuie să se regăsească în fiecare, trebuie să-și asume, cum le spuneam chiar la unul din cursuri, oriunde ar pleca în lume, certificatul de naștere al lor este că sunt români și au la bază o identitate specifică, indiferent unde vor pleca peste o dată. Felicit pe organizatori, pe toți cei care se implică în astfel de proiecte prin care reînvie tradițiile și obiceiurile românești, iar în calitate de fost manager al ansamblului folcloric Maria Tănase, mă bucur foarte mult să văd foarte mulți tineri care se implică în astfel de activități, îi felicit, îi încurajez și de asemenea îi asigur de tot sprijinul nostru al Consiliului Județean Dolj. Prin emisiunea Oameni, locuri, amintiri încercăm să vă transmitem tot ceea ce am putut noi să vedem, să admirăm, să aflăm, dar bineînțeles și să gustăm la Dolciul în Bucate. De altfel, așa cum sigur vă amintiți, Dolciul în Bucate a fost inițial o emisiune marca Altomedia.
Gospodine desăvârșite din 7 localități doljene, precum Bârca, Dăbuleni, Calafat, Ghidici, Izvoare, Giurgița și Grecești, au venit cu bucate tradiționale preparate după rețete moștenite din bătrâni. Raci umpluți cu orez și praz, sarmale de post, mâncare de prune, pâine în țăs sau mămăligă au fost doar câteva din bucatele pregătite cu suflet, pricepere și mult drag de gospodine. Astăzi aici la expoziția de muncă am venit cu pește prăjit de baltă, păpuși de dragavei, pâine azmă în țăs, turtă în foi, cornulețe și ardei copți cu saramură de usturoi. Spuneți-ne, cum ați gătit păpuși de dragavei? Am cules dragaveiul, l-am curățat bine, l-am spălat și după ce l-am spălat, l-am așezat frumos frunză cu frunză, am pus un pic de sare să se dea gust, l-am împachetat, l-am legat cu oață ca așa se leagă și l-am cuptat în cuptor. De la cine am găsit? De la bunica mea. Făcea des? Da, făcea mai, în special primăvara, când ieșea dragaveiul, făcea o dată pe săptămână, făcea păpuși de dragavei. Se pune usturoi, un pic de apă. Vă dai și azi? Da. Cum se face și ce? Se frământă o pâine, ca la care nu se pune drojdie, se pune pe cârpător și se coace în țăsă. Crește dacă nu crește, dar asta e farmecul, asta e pâinea azi. Fără drojdie. Văd și o roșie. Asta era și o masă tradițională de Paște? Bine, la noi, în general, se mănâncă ouă de la Paște până la Înălțare. Se roșesc ouă și se ciocnesc ouă. Laptele covățit se fierbe foarte bine, se așează în oală și se pune o lingură sau două, depinde de cantitate, în acel lapte de covăseală. Se oprește un pic de covăseală la frigider, la rece. Și se pune într-un prosop, se lasă câteva ore la covăzit și după aceea se bagă la rece la frigider. Se servește cu mămăligă și cu pâine caldă. Ați crescut cu laptele covăsit? Da, de la bunici încoace, de la bunici numai tot timpul. Aveți în gospodărie, va? Da. Ce vă mai pregătea bunica? Tot ce este tradițional. Tot ce este tradițional, ca la țară. Tot. Și mâncăruri de post, și mâncăruri de dulce. Tot ce era tradițional. Sarmalele, ardei umpluți, raci. Raci? Da, racii se pregătesc ciorbiță cu zamă de varză. Și în acea zamă de varză cu legume se pun ardei de raci, ardei, niște ardei foarte subțiri, care se plantează în grădină și se fac ardei de raci. Și acei ardei de raci se umplu cu un conținut din ceapă foarte multă, praz, prăjite puțin. Și acum mai modern, mai de mult se făcea cu făină, dar acum mai modern îi punem pulci de cartofi, ca să nu mai fie atât de... Deci îmbinăm mâncarea în masa modernă cu cea tradițională. Da, deci nu este un mediu mai modern acum, nu mai este chiar ca la bunica. Eu astăzi am venit cu roșii la grătar, frecate cu usturoi și cu ulei, foarte mult ulei care dă gustul, și pui la grătar. De la cine aveți? Eu, de la bunica mea. Tot timpul era lege. Când făceam pui la grătar, făcea și roșii coapte și cu pâine asta. Dar când mâncați această mâncare? Era mâncarea de duminică. Era mâncarea de duminică. Da. În timpul săptămânii? Și în cursul săptămânii, cu dragavei, acum primăvara, cu ciorbiță de cartofi, prinsă cu foi de dragavei, plinia cu neabunica și fierbeau împreună. Mâncare de mătriș? Da, mâncare de mătriș. Raci la cuptor. Ce mâncare este specifică zonei? Raci, ciorba de raci, în general. Multe din bătrâne făceau ciorbița de raci. Avem preparate culinare din zona noastră. Sunt preparate de noi, sunt proaspete. Dacă vă interesează în mod special mercii, după ce adunăm din pădure și la prima fază, până nu apucă ei să mănânce iarbă, îi opărim, îi scoatem din caracacea lor, îi curățim, îi spălăm.
spălăm din foarte multe ape pentru că au mucilagiul acela să se îndepărteze cu sare și după aceea îi fierbem, îi băgăm la cuptor și le facem un sos din legume și așa arată mâncarea de melci. Avem ștucă umplută, avem, avem preparate din pește, că suntem în zona Dunării și avem ștucă umplută, avem salată de, de pește, avem icre de pește, avem pește prăjit. Ce mai avem? Și preparate din casă, făcute cu rață, cu pui, friptură de pui. Mai avem ceva special, iahnie de fasole și prăjiturelele tradiționale zonei noastre, care le face gospodina aproape săptămânal în, în gospodărie. Deci nu trebuie să existe o zi de sărbătoare? Nu, nu, nu. Săptămânal, când simte nevoia că vrea dulciuri, astea sunt preparatele care le face mai mereu. Sunt ușor de preparat, sunt pentru copii, pentru casă. Rețetele de la cine le avem? Rețetele le avem de la bunici, de la părinți, de la bunici. Le moștenim și noi și ce moștenim punem în practică. Unde nu ne pricepem, ne mai consultăm cu vârstnicii și uite așa reușim să facem și noi preparatele zonei noastre. În perioada aceasta, ce preparate se fac acolo? Preparatele care se fac aceea, vă zisei, sunt în zonele de pește, se mănâncă foarte mult. În perioadele de post se consumă mult raci, se consumă fasole multă, pui. Avem fiecare în gospodărie, nu să mâncăm numai natural, nu cumpărăm. Ați încercat să îmbinați farurile modernului tradițional sau ați rămas? Cum să zic, facem și modern, facem și tradițional. Da. Când este, când avem ocazia facem tradițional, când vrem să facem modern, facem și modern. Rețete după fel, să găsesc acum un fel de rețete. Și facem. Copiii dumneavoastră sau nepoții duc mai departe această tradiție? Sperăm, sperăm, sperăm să o ducă, da, sperăm să o ducă. E sănătos. Când vin acasă la dumneavoastră, ce vă pune să le găsim? Wow, prima dată când vin acasă cu pâine, pâine caldă, pâine caldă cu icre și cu brânză și cu... O duc, o duc și ei mai departe. Vor să ajung acasă să mănânce natural. Pui pe grătar, pâine caldă, vă zisei, cu brânză, cu icre, icre, cu... mai dragă ușă, fac cu icre. Face mai multe feluri de pâine cu cartofi, deci cum era tradiția bătrânilor, pâine în țăst, cu roșii, cu ou mânjită, deci care îi schimbă gustul total, pâine cu cartofi, specie de baghete care sunt exagerat de bune și crocante pentru cei care le place mai multă coajă, deci da. Facem și produse de patiserie, deci dulciuri, în special cele tradiționale făcute în casă, care totuși sunt destui care le mai doresc. Deci ori că nu știu să le fac, ori din comoditate, dar le preferă pe astea gata făcute, sunt aceleași care se mâncau pe timpuri, să zicem așa. Ce să vă spun, suntem bucuroși pentru că clienții încă ne apreciază și sunt bucuros că a fost apreciată și la acest festival, să-l chemăm, Dolci în Bucate. Cu mare drag suntem prezenți de câte ori suntem invitați de Centrul de Creație. Astăzi am venit cu preparate din pește, pește pe crap, mai bine zis, pe ceapă, braz și orez, conservă de pește pregătită de domnul primar Lucian Ciobanu, scrumbia fumată, traista țăranului, fasole bătută, iahnie de fasole, de fapt de una și aceeași mâncare de dragavei, fasole scăzută cu șuncă afumată, mâncare de braz, ardei un brus cu carne, ciuperci umplute cu spanac, salată de spanac cu usturoi, salată de vinete, mămăligă,
conserve, deci ce am considerat noi că ne reprezintă și ce știm noi să gătim mai bine, în special eu de la bunica mea. Eu, ca și coordonator al ansamblului folclorii Dozele Calafatului, sunt întrebată de fete și cât de curând și sper sigur la festivalul Stumbii să pregătesc o masă cu copiii mei. Alături de gospodine au fost și studenții de la facultățile de horticultură și litere. Au adus bucatele copilăriei lor, pe care, de data aceasta, le-au pregătit chiar ei. Îmbrăcați în straie populare oltenești, moștenite de la bunici și străbunici, au îndemnat vizitatorii să guste și le-au împărtășit cum au aflat vechile rețete. Am venit cu niște preparate din zona Oltenii, Gorj, Dolj și Oltu. Am putut să arătăm tinerilor care vor parcurge de horticultură, cum sunt proiectele noastre, cum se desfășoară. Să arătăm niște preparate culinare foarte vechi, de la strămoșii noștri, care sunt foarte bune, dietetice. Cu ce produse ați venit? Am venit cu iarnie de fasole, cu zapuscă, gem de prune, mămălicuță cu ouă și cu brânză, pâine țărănească, prăjituri, diverse sortimente, murături. Mai avem sarmale de post care se mâncau în alături, care se făceau în alături de pământ, se mâncau în străchii de pământ, la gura somnului. Cu niște șuncă afumată cu lent de fan, se face la noi în Moldenia. Cine le-a preparat? Colegele tale? Colegele mele, împreună cu mine și eu am participat. Da? Da. De unde ai rețetă? Ce le-ai făcut? Eu am făcut binișile acelea pe plic, uitați ceva de genul așa. Brânzul acelea acestea care se lasă, care se servesc, dar lăsat să pui de bol, de sfântul Paște. Acestea le-am făcut. Eu am adus niște țuică de la mine din Gorj și gem de prune. Cum ai făcut pâinica? Pâinica se frământa luatul, ori lăsăm să crească, este maiaua de se face, ori dacă nu, le facem direct. Sunt două procese, frământarea directă și indirectă. Eu am făcut alimentație publică, deci e mai mult de se frământă, se lasă la despit, apoi se întind aceste bucăți de bine compoziție, foarte subțiri, se pun pe plită, pe sobă de aceea și se copt. Brânzul acelea din cocă de cozonă, cu brânză, cu safide, cu esență. De la cine ai luat rețeta? De la bunica mea, care este din Gorj. De la bunicile mele. Ai stat pe lângă ele când au gătit sau te-au plasit? Da, mă puneau ele să gătesc, că plecau la muncă și eu găteam. Ce le mai gâteai în afară de pâine? Ciorbă, sarmale, turtă de mălai, orez, făceam și murăturile toamnă, gem, ceață, de toate ce se făcea în gospodărie. Ești bun la casa? Da, sunt bun, este decât să mă înțeleg. E tradițională din zona Bolca din Gorj aici, cu o vestă, cu pantaloni de fumat și copici. Poți cu plăcere? Da, cu plăcere. Îmi faci foarte muzica populară. Urmez să am adus apuscă, gemuri, dulceață, pâine, sarmale de post, brânzeturi. Cine a preparat toate aceste bunătăți? Noi studentele! De la cine aveți bunătăți? De la bunici, de la părinți, familie. Tinere de ziua de astăzi nu prea mai stă la bucătărie. Voi cum de reușiți acest lucru? Ne-a plăcut nouă această activitate și ne-am propus să ne mobilizăm ca să facem ceva frumos. Mi se pare acest proiect de ajutorat? În primul rând interesant, pentru că putem să învățăm despre istoria noastră, despre tradiții și frumos. În special pentru cele care nu au avut posibilitatea, nu au avut pe cineva la țară la care se vadă, e ceva nou, e ceva interesant. Tu ai stat pe lângă bunica când erai mic, că trebuie să gătești. Da. E chiar, mi-a plăcut. Ce-ți place să gătești cel mai mult? Nu cred că am ceva. Îmi place să încerc tot felul de rețete, să le am, nu am ceva special care să-l fac mai des sau văd rețete pe la mamaie, pe la... Și de ce? Cum vedeți să le gătești colegelor? Colegelor
dar atât de des, dar de obicei când merg acasă, acolo am spațiul meu de desfășurare. Ai și colegi din alte localități mai îndepărtate? Da. Și ele ce rețete ți-au dat de acolo? Ați făcut schimb un pic de rețetă? Am făcut la partea de desert. Am mai aflat de papanaș, care eu nu auzisem până să vin la facultate. Și tot felul de prăjiturile. În ce zonă vin? Eu vin din Mehedinți. De unde ai eu? De la mami. De când era și ea de vârsta mea. Pentru că are valoare sentimentală. Are. Săraca e mai bătrână ca mine. Corina Matei dă viață satului tradițional cu ajutorul pănușilor. Studenta a moștenit acest meșteșug de la bunicul său, care odinioară împletea covoare din frunza porumbului. A venit la Dolj în bucată să-și expună materialele realizate de ea, dar și de copiii cărora cu mare drag le arată această tehnică în cadrul unor ateliere organizate la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri. Corina, tu dai viață satului oltenesc cu pănuși. Cum reușești acest lucru? Cu multă imaginație și îndemânare, reușesc să fac foaia de porumb să prindă o formă. În primul rând, trebuie să fie foaia de porumb coaptă, pentru că se culege porumbul. Iau foile de porumb pe care le înmoi în apă ca să le pot pleti, ca să se moaie. Și, bine, pe unele le și colorez, cum sunt acestea, sunt obținute, culorile le obțin tot natural, din foi de ceapă, din sfeclă, după care le împletesc. Diferite modele care ilustrează personaje de la țară, din viața satului. De unde ai acest primul obiect pe care l-am făcut din pănuș este un fel de preșuleț, un mini preșuleț pe care m-a învățat mama mea să-l împletesc. Bunicii făceau de mult aceste preșuri pe care le puneau pe jos și am continuat cu păpușile și îmi place să fac mai mult păpuși. Cât te împăția să faci? Să fac cu toate detaliile, undeva la 3 ore, pentru că trebuie să se usuce, să poți să lipești părul și să-i desnezi fața. Dar așa să împletesc undeva la o oră și jumătate. Copiii sunt foarte curioși, mai ales că nu cunosc această tehnică, e ceva nou pentru ei, mai ales pentru cei de la oraș. Și mi se pare foarte interesant și încearcă și ei să le iasă un obiect mult mai frumos. De unde ții materialul? Păi, de la țară, de la bunici, adun toate materialele. Foile, în primul rând, este materialul principal, după aceea scoarță de copac, baie, diferite din natură. Peste 300 de craioveni au vrut să retrăiască vacanțele petrecute în vremuri de mult apuse la țară, la bunici. Să mai guste măcar o dată mâncarea făcută pe pirostiile din curte și pâinea coaptă în țăst. Am pregătit bucate româno-macedonene. Vrem să ducem mai departe tradiția și cultura culinară, să transmitem și tinerilor generații ceea ce pregăteau bunicii și străbunicii noștri. Cu ce bucate macedonene? Am venit cu sărmăluțe cu orez, scoperci, roșite în foi de ceapă, cu raci, cu diverse preparate din fructe și legume, conserve, dulcețuri, dulceață de rupă, dulceață de vișine, dulceață de rume cu miez de rupă. Fasole bătută, tehnica maternă de etnie macedoneană din comuna Uțuța și de la străbunici ne-am adunat în timp din diverse comunități macedonene și românești. Văd că ați adunat și floricele de pe câmp. Da, am oprit cu soțul meu, sunt preferatele mele florile de câmp, albăstrelele, macii, romanița, cum mi se spunea, sau roma. Când eram copii, mergeam cu cultivatorul și culegeam de pe câmp roma și romaniță, adică acuarul și înțel.
Ingredientele se cuc, vine de roșii, ardei, patru jerci și usturoi. Aici avem o făcută de soca. Asta de brânză cu unt și mărar, un fel de almete și cu urdă, un fel de almete de casă. Iar acestea sunt tot specific macedonean. Chiflițele, zice, e un fel de pâine, dar spre cozonac. Adică printre ingrediente se pune și lapte, ouă, ulei, ca să fie mai fraged, bune. Aici am venit și cu dulcețuri din cămară. Și câteva murături dulceață de prune cu miez de nucă, dulceață de gutui. Aici este dulceață de nuci pers. Asta este dulceață din coș de lumeniță. Asta este suc de sirop de mentă. Dulceață de cireșe, de vișine. Astea sunt toate preparate în casă. Să înțeleg că dumneavoastră aveți cămara plină mereu. Și am mai uitat noi să mai aducem, că mai avem și din alte soiuri, dar am mai uitat din ele. Ce să vă mai spun de aici? Pâinea este făcută la țară. E pâine cum se face la noi aici în Gorj. Și vedeți că e și spoită, cum se zice, cu roșii. Familia mea și a domnului Ionuleț a venit și a de ani. Datele astea sunt o interferență între cultura macedoană și cea română. Ce ne puteți spune despre portul macedonean? Diferă mult față de al nostru? Sunt multe diferențe. Le-au pe zone. Cum e și la noi. Depinde de ce este munte, de mare. Dar la ei ce este, nu știu, cam mai ciudățenie așa puțin. Pentru că Macedonia este o țară foarte mică, este cam a 10-a parte din România, te uimește diversitate. Sunt foarte multe modele, foarte multe și foarte frumoase. Tot ca și la noi, cu opici, cu ciorapi în lână, dar predomină la ciorapi culoarea steagului, roșu și galben. Ei au puțin așa sentimentul ăsta patriot, îl mai au că... Și încearcă să pună pe unde pot și soarele, care este simbolul Macedoniei încă din antichitate, și la fel culorile, să le folosească roșu și galben. Nu pot acum să vă prezint, poate o să reușim și noi în viitor, stăm cam cu fondurile, că suntem la început, să achiziționăm și niște costume, să vedeți cât de frumoase sunt, dar o să încercăm de viitor să scoatem măcar niște poze ca să prezentăm puțin, pentru că nu pot să spun mare lucru, trebuie văzute. Și ce mai este iar diversitate, cum am zis despre costume, Macedonia ce mai e așa puțin ciudat, dar în sensul frumos. Dialectele au foarte multe dialecte, tot așa e frumos. Raportat la cât de mică este Macedonia, sunt foarte multe dialecte și sunt diferențe dintr-un sat la altul, 30 de kilometri distanță între ei și nu se pot înțelege dacă nu știu dialectul. Și asta e o ciudățenie, nu știu, mie mi s-a părut foarte așa ciudat. Ținând cont că la noi sunt grupe mari, moldovenește, oltenește, bănățeană, da, ardelenește și asta. La ei, cât e cuvinte, sunt foarte multe dialecte, să le zic aici. Bucătăria tradițională oltenească e renumită în toată țara și, alături de ea, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj încearcă permanent să promoveze toate tradițiile și meșteșugurile regiunii.
Am venit astăzi cu bucate alese, împărțite practic pe două categorii, organizate sub formă locului de naș, care a cuprins pâine tradițională de la Dăbuleni și pictură țărănească de rază. Și pe cealaltă parte am organizat o masă cumpenească, tot de la Dăbuleni, care a cuprins ceapă, noi brânză, ouăle roșii, bineînțeles, și ursicile pătute. De la Dăbuleni încercăm să continuăm tradițiile, să ne bucurăm de ceea ce găsim, atât în lada de zestre a bunicii, cât și în memoria colectivă a bunicilor și străbunicilor noastre, acolo unde mai este cazul. Și încercăm să ducem mai departe această tradiție. Proiectul Dojurul Bucate este foarte special pentru noi, deoarece am început să colaborăm cu Centrul de Creație încă din 2014. Chiar am organizat și la Dăbuleni o ediție a Dojurului Bucate și încercăm să implicăm din ce în ce mai multe persoane, atât persoane vârstnice de la care să învățăm, dar și tineri, astfel încât să preluăm această iubire și acest lucru între cele două mese tradiționale, practic, organizate aici, vă puteți admira și câteva instrumente specifice de bulenului de băut și modalitatea cum au evoluat ele de-a timpul timpului. Și foarte importante sunt chiugile, termosurile moderne, dacă le putem spune așa, care erau folosite de Dăbuleni pentru a ține apa rece atunci când mergeau la câmp. Și atracția zilei de astăzi, cel puțin pentru masa organizată de noi, este polovreacul, la fel instrument de cărat apa, foarte important. De ce? Pentru că este legat practic de toate evenimentele importante din viața omului. La naștere, mamele cărau apă cu polovreacul pentru a pune în practic apa de botez a copilului, duminica și lunea după nuntă, la fel mireasa mergea la apă purtând acest polovreac, dar și la înmormântare atunci când trecea coroana mortoară funebră, în fața mașinii sau a căruței cu care era transportat, era aruncată apa acolo. Deci este un instrument foarte, foarte, foarte important. În momentul de față, noi l-am adus atât pentru a-l prezenta publicului larg, dar și pentru a scoate în evidență o altă tradiție de la Dăbuleni, cea a vărsatului și căratului apei, pentru că atât pentru persoanele în viață, cât și pentru persoanele decedate, se varsă și se cară apă, iar părucioarele acelea cu lumânări se aprind și practic se dau pe părul, pe apa care curge în localitate de la fântânii, în mod natural. Se folosea pentru deșertare, barcă scoteau din butoienele mari, erau furtune. Și lumea pe ăsta acolo, trăgea pe aici așa, se dai cu râd. Am venit și noi, pentru că suntem reprezentativi pentru tradițiile județului nostru, cu comoarele oltenești, scoarțele noastre, motive tradiționale, specifice zonei noastre. Trebuie să ducem mai departe, pe lângă bucate, noi avem și altceva, bineînțeles, comoare și tot ce ține de portul nostru și de viața noastră oltenească. Tradițiilor noastre. Cum arăta odată odaia bunicii? Avea comoare pe jos, scoarțe oltenești din lână, cu motivele noastre specifice, cu florile noastre, spicul de grâu, cu narcisa, cu mărgăritarul, cu cocoșul, cu păunul și motive, bineînțeles, geometrice. Pe lângă masă, cu padul îmbrăcat cu pelințele noastre din lână, motivele noastre oltenești. Sunt căutate aceste comoare? Da, sunt foarte căutate. Și de românii noștri, dar și de străini foarte mult. Este un proiect cumva preferat de noi, este în topul preferințelor. E un proiect foarte frumos, care iată a reunit o mulțime de oameni astăzi aici și am spus și mai devreme într-o apreciere, cred că undeva peste 300 de oameni. 300 de oameni care au venit aici la Casa Universitarilor din Craiova, pentru că proiectul se desfășoară în parteneriat cu Universitatea din Craiova, cu Facultățile de Litere și Horticultură, dar nu numai. Au venit aici să vadă bucate, dar să vadă și oameni frumoși veniți din localitățile dojene, care vorbesc despre gastronomia oltenească, dar în același timp și despre istoria unor locuri.
N-am simțit foarte bine. Cred că fiecare participant de astăzi de aici s-a simțit extraordinar și sunt foarte mulți care spun, da, de ce nu veniți să faceți proiectul și la noi? Ei, de fapt, noi de la asta am vrut să se ajungă, să avem lângă noi oameni frumoși care să fie doriți și în alte locuri din acest județ. Am avut nu numai oameni care au prezentat bucate, am avut și oameni care vorbesc despre civilizație tradițională pe partea de meșteșug, pentru că avem obiecte decorative de lemn, avem ateliere prezente aici cu ei, cu scoarțe. Este o atmosferă foarte plăcută, o atmosferă în care au fost prezente și ansambluri, ansambluri venite de acolo din lumea satului și oameni absolut extraordinari, artiști talentați, dar care nu sunt tratați ca artiști, pentru că în viața de zi cu zi ei trebăluiesc prin curțile lor și prin grădinile lor și nimeni nu știe ce talent este în spatele acelei persoane simple care muncește în gospodărie. Eu astăzi am văzut că bucătăria noastră tradițională oltenească este mult peste celelalte. Și eu aș spune la fel. Și cred că de acolo a și plecat acest proiect. Proiectul dorește Doamna să Georgiana. Vorbească despre gospodăria tradițională și despre bucatele de la noi, pentru că s-a spus că nu avem noi cine știe ce bucătărie în Oltenia, ba avem o bucătărie extraordinară, avem o bucătărie bogată, care decât trebuie scoasă la iveală, pentru că bucatele sunt extraordinar de gustoase și cred că orice om cu aplecare către zona asta gastronomică și către bucătărie își dorește să pregătească o pâine în foi sau oasmă sau, nu știu, o pâine mințită sau raci sau... Deci nu cred că nu putem să primim cu bucurie astfel de lucruri, pentru că le vorbesc despre tradiția noastră și identitatea noastră locală. Ce ați apucat să gustați astăzi? Astăzi am gustat turtă de mălai pentru că îmi place de numai pot. Eu am copilărie la Mehedin și acolo se face turtă de mălai. Am gustat lapte covăsit și am mâncat pâine în foi cu brânză. După ce am mâncat cea seară, pentru că socrii mei sunt de la Goicea și am mâncat pâine în foi făcută de mama soacră. Mâncat până eram plină. Îmi place foarte tare și sunt bucate care cred sunt apreciate de toată lumea. Ideea este să încercăm și să umblăm un pic după ele și să scoatem la iveală tot ceea ce este în zona asta tradițională foarte bun. De la meșteri, gastronomie, istoria unor oameni și unor locuri. Pentru că fiecare din felurile de mâncare, n-am apucat să văd exemplu, două dintre felurile de mâncare cu denumiri mai ciudate sunt... Nu mi-amintesc acum în acest moment despre ce vorba, dar n-am văzut ce sunt. Descoper eu pe parcurs. Sunt anumite lucruri care au intrat în cultura noastră și în gastronomia noastră și trebuie să vezi de unde au venit ele, cu ce oameni au venit. Asta vorbește despre istoria acestui loc. Viață evenimentului au dat jocurile și cântecele bătrânești.
Proiectul Doljul în bucate a ajuns astfel la cea de-a patra ediție.